Bine v-am regăsit, sunt iarăși cu Sorin la masă, ce formă geometrică e masă Ovală. La masă bală, la masă bală, așa. Uh, uh, și în această, cu această ocazie o să vă provocăm să, la un subiect care adâncește perspectiva noastră asupra Bibliei. În același timp poate să dărâme niște prejudecăți. Deci vreau să mă adresez lui Florin o întrebare. Sorin, Sorin, mă scuzați, da? Sorin, uh, am observat în predicile tale de la Londra, o tendință de adărâma anumite personaje biblice care pentru noi au fost rol model de pe vremea iudaismului. Au cunoscut să fie rol model pe care le cunoaștem nu numai din Biblie, ci și din și profeți, le cunoaștem din predici și există oarecum la tine o tendință de aderăma aceste modele. Mă refer în mod special la două personaje, la Iosif și la soția lui Iov. Încearcă-te să ne dai un răspuns. Care este intenția ta și care este hermeneutica de la care pleci atunci când uh, răstorni cu capul în jos percepția noastră tradițională cu privire la niște modele biblice? În mod tradițional, personajele biblice sunt privite ca niște ca un fel de uh, icoane. Da. Sunt icoane pozitive și icoane negative. Uh, este foarte interesant că în orice fel de religie a lumii ne, 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 uh, oamenii se închinau fie la zei pozitivi, fie la zei negativi. Da, da. Uh, Creând și în, încercând să păstreze o anumită relație într-o în, în formă sau alta. Uh, noi am uh, păstrat această abordare foarte sinistră a personajelor, da. încercând să le uh, canalizăm uh, într-o într direcție foarte da. precisă, și anume, uh, ori este o icoană, ori este o da. obiect un, un, uh, care trebuie să fie aruncat la gunoi. Da. Uh, am încercat, de fapt, să creez o altă uh, manieră de abordare, da. și anume să deconstruiesc efectiv uh, da. Acest uh, personaj. Bun, eu am spus, spus dărâmare, tu spui de construcție. Da, nu e nevoie de dărâmare. Ca, care e diferența între de, de de dărâmare și de construcție? Uh, cuvântul care ar fi ajutător la deconstrucție ar fi și cuvântul de demitologizare a personajului da, respectiv. Da. Adică s-a creat o aură în, în privința personajului, o aură infalibilă. Da. Uh, el este un, pe un piedestal, ca un fel de statuie uh. olimpiană, da. uh, ori or, 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 or o venerezi, ori or, or o respingi. Da. Or, această, această atitudine stranie, reducționistă, cred că nu funcționează. Un personaj biblic, indiferent dacă este sau nu este, până la urmă, cu virtuți da. sau cu defecte, este un, 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 un personaj uman. Prin natura lui umană, personajul este supus oricăror posibilități. Însă, noi am preferat să alcătuim un fel de cocktail de virtuți și vicii. Considerând că, uite, aceste personaje le urmăm pentru că au niște virtuți Pe celelalte le respingem că sunt viciate Dar ne dându-le de pe socul acela Întrebare o... Începe această percepție uh, subiectivă chiar cu autorul biblic Sau începe cu cititorii și interpreții de mai târziu? Uh, vreau să spun că eu... Merg până acolo, deși asta sună puțin a semi-blasfemie, da, da. uh, în a deconstrui imaginea lui Dumnezeu. Da, 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 da. Imaginea clasică, tradițională, patriarhală, etnocentrică a lui Dumnezeu. Uh, și de la aici ajungi inevitabil la celelalte personaje da. care, într-un fel sau altul, s-au reflectat trăsăturile, în care s-au respectat trăsăturile acestei imagini divine. Deci, până la urmă, autorii Bibliei, care sunt da. aceia, noi putem identifica da. foarte precis, istoric, cel care Dumnezeu, cum așa îl percepem pe Dumnezeu, deci este o percepție până la da. urmă, și personajele care apar inevitabil în Biblie, care trebuie să fie să, recluse, să sunt selectate. Da. Sunt selectate după anumite criterii pe care noi da. nu le cunoaștem, dar faptul că a avut loc o selecție, asta spune ceva despre natura textului biblic. Da. De orice de uh -huh. text de altfel, orice uh -huh. fel de text, text istoric. Uh -huh. uh, din punctul meu de vedere, textul uh, istoric, orice fel de text istoric, este de fapt uh, o, o, doar o reprezentare uh -huh. a unui fapt real. Uh, fapt real sau imaginar, pentru că până la urmă da. anticii gândeau în categorii mult mai relaxate și mai uh, profunde decât gândim noi, dar istoria ca fapt, odată întâmplat pentru totdeauna definitiv, și istoria ca discurs, adică redarea acelui da. eveniment uh, ulterior de către un da. personaj, un autor, uh, care inevitabil a da. filtrat uh, acel eveniment sau înțelegerea respectivă prin o grilă uh, mentală, grill o grilă ideologică, de, astea sunt lucruri diferite. Ori ne avem impresia că atunci când citim într-un text uh, biblic un eveniment, să luăm automat uh, factual istoric. Da. Poate fi istoric, poate fi factual, dar nu asta este de fapt ideea fundamentală a, a Bibliei. Uh, de aceea, când eu citesc despre, vorbim despre da. personaje, tu ai dat exemplu despre Iosif, despre uh, soția lui, de fapt este Iov mai degrabă, uh, trebuie să ne gândim exact uh, autorul respectivului uh, uh, narațiuni. Ce a avut de fapt în minte? Ce a încercat să transmită? Doar o simplă radiografie a unui eveniment, mai mult sau mai puțin exactă? Sau mai degrabă un mesaj care, prin diverse mecanisme literare de care trebuie să fim conștienți, da. mentalitățile care existau în, în vremea respectivă, el, de fapt, vrea să întrebi un mesaj mult mai profund decât da. noi da. citim la prima vedere vedea. Uh, spun întrebare, referând la metodologia ta. Da. Înainte de a-ți pune întrebări câteva la da. câteva personaje biblice. Deci, cuvântul de construcție. De construcție. Da, cuvântul de construcție are două origini sau două sensuri diferite în cultura puseană. Unul vine de la Heidegger, care în ontologia lui, în formă, mă rog, cartea aia, greu de citit, despre care toată lumea vorbește și mie nu înțelege. Eu mm -hmm. -am, nu înțeleg, mm -hmm. da? uh, uh, Time, uh, Timp și ființare, da? mm -hmm. Sau time and being, uh, site und design. În cartea lui folosește cuvântul de construcție, în sensul că el deconstruiește tradiții în interpretarea unui text vechi, antic, uh -huh. și percepții, uh -huh. pentru a ajunge la sensul real al cuvântului existență, de exemplu, în ontologie. Jacques Derrida ne oferă o altă înțeles al termenului de construcție, în care, practic, arată că textul se deconstruiește până nu mai rămâne nimic și în ultima instanță pentru Jacques Derrida nu există un, un, sens obiectiv al textului, nu există un mesaj la care să te refer sau un fapt istoric sau, mă rog, un mesaj în general la care să te refer pentru că acesta pur și simplu nu există și totul se termină în aporia. Vreau să te întreb, în deconstruirea personajului biblic, pleci de la ideea modernă a lui Heidegger, cauți un sens care să-l reactualizezi cu face Heidegger în timpul nostru, sau cauz mai degrabă să arăți că orice pe citire a Bibliei este subiectivă și subiectivă a fost și interpretarea autorului Bibliei a istoriei și cartare. noi nu avem adevăr obiectiv, ci doar uh, percepții subiective. Demersul meu încearcă să elibereze textul de, să zic așa, imperialismul cultural. A încercat să faci textul să spună ceea ce tu deja gândești, să vorbească textul limba pe care tu o vorbești, pe de-o parte, da. pe de-altă parte, să încerc să ajung cumva, pe cât îmi, 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 îmi permit competențele și posibilitățile, să ajung cumva la, să spunem, poate sună pretențios sensul da. original al textului. Da. Dar mă apropii încerc să mă apropii de fapt ce a intenționat uh, autorul să transmită în primul rând primei audiențe, da. audiențe originale. originare. Da. Pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem noi suntem dar prin extensie da. uh, face parte din, uh, din această audiență a da. uh, autorului. E adevărat că prin uh, teoria inspirației noi credem că um, sensul uh, sau mai, uh, textul, mesajul este de fapt valabil pentru toți da. uh, până la urmă, dar uh, Indiferent de acest aspect, chiar dacă mesajul transcende epoca în care a fost scris, dar da. forma în care a fost scris mesajul este, de fapt, foarte mult conceată cultural. Da, da. Atunci, eu vreau să văd exact cultura respectivă, da. mentalitățile, ce rol au jucat în alcătuirea da. mesajului și încercând să dezbrac textul de aceste, să zic așa, artificii, da. pentru mine, artificii da. literare da. sau ideologice. Să văd exact în ce constă mesajul, să zic așa, să zicem pur, dacă da. se poate spune. Da, da, deci tu cauți da. un mesaj da. esențial. Un mesaj, un mesaj esențial. Probabil să-l reactualizezi. Să un mesaj esențial pe care să pot reactualiza oferindu-mi această libertate în vedere că îl, îl reduc la esență fără să mai fie îngreunat de încărcăturile culturale și ideologice ale vremii, să-l să transfer în secolul nostru și apoi Automat, eu voi repeta ceea ce a făcut primul autor, nu? Voi, îl voi încărca și eu cu, cu, cu semnificațiile ideologice și culturale de care are, eu sunt dependent, da, da. dar cel puțin va fi relevant. Da. Or, eu, practic, urmăresc relevanța textului biblic uh, pentru cititorul secolului XXI. Da. Uh, vreau să-ți propun, ca să trecem direct la, la un exercițiu hermeneutic. Uh, hai să luăm două personaje pozitive și două personaje negative. Perfect, da? Și o să încep cu un personaj cu care eu am avut probleme cu unii dintre ascultătorii mei, pentru că, deși nu am o teorie atât de explicită a, a deconstruirii personajului biblic, oricum, din instinct, am mers în aceeași direcție. Uh, în paranteză, fie spus, uh, hermeneutica mea, uh, în mare măsură, este mai conservatoare decât cred unii. În sensul că am la bază un citat din Ellen White, uh -huh. cel mai ignorat citat din Ellen White, nu numai cel mai ignorat, cel mai răstelmăcit citat, în care Elena îi spune că Uh, uh, gândurile uh, din Biblie nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Uh -huh. nu Numai cuvintele. Nici gândurile. Și spune că mulți spun Is Not like God. Uh -huh. Dumnezeu nu poate gândi așa. Și a răspunde Dumnezeu nu s-a pus pe și la încercare în logică și retorică în Biblie. Deci nici raționamentul, nici argumentația nu este a lui Dumnezeu, ci zice, Elena recunoaște că individualitatea este, își prea prezent asupra textului biblic. Și am adăugat noi cultura, își pune prezent asupra individualității în secolul XXI, da. nu? A, sincer, ca o paranteză, niciodată n-am înțeles uh, la tine această predispoziție spre, spre Elena White și despre... Da. Deci mi se pare interesant... Nu uh, uita zi... că eu am fost un conservator fundamentalist... Uh, și pe undeva sunt, în esență. Uh -huh. Adică, eu, uh, ceea ce nu înțeleg mulți dintre, dintre sutra mea este că eu, de fapt, sunt un fundamentalist. Și de aia sunt atât de radical și nu fac compromis că vorba de adevăr științific sau logic. Pentru că, uh, probabil, aici am o mică de diferență față de tine, de, de, o diferență amicală. În sensul că eu sunt mai înclinat spre, spre o interpretare modernă, uh, tradițional modernă, uh -huh. și iluministă. Uh -huh. uh, și ca atare uh, consider că dacă textul biblic nu este împăcat, cu realitatea și cu logica, înseamnă că uh, este considerat fals. Uh -huh, da? uh -huh. Deci uh, uh, gândesc dialectic și accept antinomii, dar până la o limită. Nu, nu sunt un uh, uceric al oșoac dar deja îmi place de de la nebunie și ca exercițiu de deconstrucție este formidabil. Dar nu sunt un uceric al uh -huh. și, uh, de, de, de dar uh, sunt un uceric, sunt, un uceric uh, am spus de multe ori, epistemologic mă consider un uceric la doi poate altă dată despre asta, uh -huh. la doi titani ai secolului 19, care, epistemologic vorbesc, nu teologic sau... la la titani ai secolului 20, nice. care a fost Nietzsche și Marx. Nice și Marx. Da. Deci, nice. mă, mă consider, da. din punct de vedere epistemologic, mă consider un genicul lor. Deci, un dialectician și un deconstrucționist care a căutat despre de adevărul până a murit. Uh -huh. Acum, hai să trecem la. Deci, aș vrea să -o să începem cu Cain. Deci, cu Cain, cu virgule, care am avut da. și eu problemele mele. Da? Părinte, vreau să te întreb, Aplicând această metodă a deconstrucției, cum îl vezi tu pe Cain? Și hai să spunem relația cu Abel, că nu putem spune Cain, spune Cain și Abel. Aici este o chestiune foarte delicată, având în vedere că noi, obligatoriu, suntem, să zic așa, atacați de primul aspect care apare în. E o relație foarte sensibilă. Uh, în uh, Geneza, capitolul 4, unde apare da. uh, Cain și Abel, uh, noi suntem de la început convinși că aici a fost vorba de un uh, fratricid și da. Biblia și-l prezintă, textul în sine prezintă da. o asemenea uh, idee. Însă ceea ce mă surprinde pe mine dincolo de actul, uh, să zic așa, criminal al lui Cain, este reacția lui Dumnezeu. Uh, o insistență ca să-și stăpânească pornirile, să nu dea pe față toate aceste manifestări, uh, să zic așa, criminale, dar după ce odată odată înfăptuit actul, văd foarte multă grijă din partea lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de Cain. Cain Abel n-a fost, să zic, cruțat. Da. În sensul că Dumnezeu n-a intervenit pentru Abel să fie salvat. În schimb, Dumnezeu face ceva pentru ca acest Cain să nu piară în contextul acela de care vorbește chiar el. Nu? să Voi fi urmărit, voi fi vânat și voi fi, voi fi ucis. Și aia îmi pun întrebarea... Care e mesajul, având în vedere că reacția lui Dumnezeu este foarte stranie? Ne-ar fi așteptat ca Dumnezeu însuși să da. îl trăznească pe Abel, pe, pe Cain, da. nu? Uh, 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 Imaginea ulterioră a lui Dumnezeu, cea de pe timpul lui Moise, este cea care te, a celui Dumnezeu care te păzește instant pentru păcatul da. tău săvârșit. Da. Ori uh, de ce l-ar pe, cu moartea pe un călcător al sabatului și pe un criminal l-ar lăsa în viață? Da. Mai mult l-ar proteja pentru a nu suferi consecințele actului său. Deci aici chiar nu înțeleg de ce... Uh, autorul a dorit să raporteze acest amănunt. Deci nu e întâmplător. Foarte clar. După aceea, plecând de la momentul acesta, vedem că Cain pune bazele cetății, pune bazele metodologiei, pune bazele, să zic așa, civilizației. Da, da, muzicii, să spunem așa, da. într-o formă sau alta. Deci, Practic, civilizația, indiferent ce uh, natură avea, ea, dar uh, s-a născut din această depărtare a lui Cain de, uh, uh, să zic așa, uh, izvorul uh, original. Nu? nu cumva este aici o, o percepție destul de fină a ambiguității civilizației. Uh -huh. Mai întâi, Cain este agricultor și este foarte clar că civilizația urbană s-a dezvoltat în jurul agriculturii sau s-a dezvoltat în mijlocul agriculturii, da? După aceea, civilizația implică toate accesorile care se descrise mai departe în Geneza. E clar, aici vedem foarte clar revoluția urbană agrară a epocii bronzului și dezvoltarea metalurgiei, a instrumentelor de cântat, dar nu cumva aici este percepută o ambiguitate a civilizației. Civilizația este creată de criminal și nu poate fi altfel. Deci civilizația este necesară. Jehova uh -huh. știe că civilizația este necesară. Din cauza asta Cain este protejat. Dar pe de altă parte, civilizația implică, din punct de vedere al, al, al tradiției patriarhalii, iudaice, nu numai crimă, dar și o erezie. Cain este un eretic, în primul rând, la el. da. Deci domnul nu privește cu plăcere la jertfarul Așa că închinarea lui este o închinare eretică. Cain este un răzvrătit împotriva tradiției. Cain devine un ucigaș. Dar toate, acestea, toate aceste rele sunt inerente procesului de dezvoltare a civilizației. Pe când iudaismul rămâne la, la oi, la corturi, uh, respinge civilizația și nu la ortodoxie. Nu ți se pare că, că există această dialectică, să zic, aici în istoria lui Cain? Uh, E foarte interesant pentru că mai târziu apare uh, sub o altă formă uh poporul de păstori și agricultorii în Egipt. egipteni da, exact. și păstorul, păstorii evrei. Da. Deci ei resping, să zic așa, deși conjunctural ei sunt într-un fel sau altul o extensie a concepției egiptene. Da. Până la urmă, evrei acolo în Țiutul Goșen, Iosif a fost într-o mare măsură, dacă vrem, primul egiptean de origine evrei, da. evrească. Da. Nu? Deci e clar că această, această dihotomie între uh, civilizația egipteană și uh, mișcarea evreiască da. apare e, e foarte clar în cartea exodului. În cartea, da. Iar Moise se vrea un om care aparține ambelor lumi. Da. Pe de o parte este egipteanul perfect, uh, 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 contextualizat, da. integrat. Uh, și pe de altă parte este, uh, să zic, uh, itinerantul care umblă de aici acolo încercând să se uh, identifice cu soarta poporului său. Da. Deci Moise însuși este un, persoană, un personaj foarte interesant și uh, ambigu. Ambigu și interesant că uh, fetele preotului Marian spun un egiptean despre Moise, în timp social, ce social să spune evreul acela. Evreul acela. Despre eu, despre, despre da. Și aici apare un lucru foarte interesant. E un semn de întrebare cu la origine, lui Moise, dar... Asta așa că am paradis să fie spus într-o ideea cu coșulețul reiterează perfect e, istoria lui Sargon. Să, cu o mie de ani mai, mai devreme. Mi-aduc aminte de un banc din România când Ițic este întrebat la școală de rabin e, care este istoria lui Moise și Ițic răspunde e copilul fiicei lui Faraon și spune profesor, nu, a venit cu coșulețul și da, da, aia e versiunea fetei lui Faraon cu care a justificat copilul. Uh -huh. Deci, este ceva cu sucoața albă în istoria lui Moise. Uh -huh. Asta e foarte clar. Dar, întorcându-ne întorcându la, la Cain. Ce mi se pare mie interesant Cain, semnul lui Cain implică oarecum uh, situația uh, stranie a celui sigilat mai târziu. Uh -huh. Deci, uh, în cazul lui Ezechiel, capitolul Ezechiel 9 cu 4, sigilarea, apoi în Apocalips. Este omul cel care are un semn ca să fie protejat de Dumnezeu. Dar el este în societate, este homosacer, este individul dat pentru distrugere, care oricine mă va întâlni mă va omorî, spune Cain. Deci el este un paria care este dat pentru nimicire și e o instituție veche în Antichitate, aceea care, care că anumite categorii sunt date pentru nimicire, care apare des în exodul și în istoria biblică. Anumite clase sunt date pentru nimicire, da? Cain este una dintre ele dar ca nu este protejat, uh -huh. ca, să, ca să nu fie nimicit. Uh -huh. Deci, se pare că Dumnezeu joacă la două capete. Iehova joacă la două capete aici. Nu? Cam asta este concluzia Băi, la care ajungem. Um, imaginea, cel puțin, până în profeții uh, majori, da? Da? deci imaginea din uh, primele cinci cărți ale lui Moise, judecător și așa mai departe, da. David și mai departe, prezintă un Dumnezeu care este, să zic așa, ambivalent vis-a-vis -vis de relația cu binele și cu răul. Da. Adică în același timp, cum ai spus, sigilează pe unul fie pentru da. distrugere, fie pentru salvare. Da. Adică este clar că în această perspectivă oamenii gândeau lucrurile în, ca fiind unii, unii polar. Adică totul vine de la Dumnezeu, da, da. de la un singur de sursă, Dumnezeu sau zei respectivi. Da. De aceea pare paradoxal acest, acest raport, anume că Dumnezeu uneori pare că sancționează răul, gândindu-ne la poruncile care le-a dat de a da. nimici, de a rezolva problemele, conflicte prin forță, altă ori, din contră, este cel care apără binele și dreptul celui persecutat. Ori în Cartea lui Iov se regăsește iarăși această ambivalență în concepția lui Iov da. nu? și a prietenilor săi. Deci, tocmai asta este problema, pentru că noi nu putem să. Adică, noi uh, avem impresia că dacă lucrurile au fost scrise da. în felul acesta, obligatoriu trebuie să înțelegem că Dumnezeu a acționat în felul acesta. Da. Uh, Ori trece de la această uh, imagine, deci este o reprezentare, uh, la o alta care apare mai târziu și care prezintă Dumnezeu cu totul alte da. uh, nuanțe, uh, mulți că sunt o dificultate de a trece de la o etapă la alta. Da. Firește că dificultatea de fapt, este rezolvată în sensul că percepția scritorului se schimbă. Sau concepția nominală Dumnezeu este un abis și este dincolo de bine și rău. Da? Și uh -huh. nu putem să-l suprim la categorii noastre logice sau etice. Dar uh, ambele, ambele cred că sunt adevărate. Vreau să spun o altă întrebare înainte de a trece dincolo de Cain. Uh, cum înțelegi tu acest termen enigmatic Dumnezeu? a privit cu plăcere spre, ca, spre Abel și jertfa lui, uh -huh. dar spre Cain și jertfa lui Dumnezeu nu a privit cu plăcere. În ce să în ultima instanță jertfa a respinsă, deci Evul Mediu are acea imagine a fumului care nu se urcă sus, Ellen White adaugă ideea focului care se coboară din cer, plus Ellen White este foarte clar că mistifică, mult susținând că de fapt Abel a adus un miel gândindu-se la, la jertfa uh -huh. lui sus. Uh -huh. uh -huh. Cain a fost mântuirea prin fapte. Uh -huh. Mai avem cealaltă mistificare, că, de fapt, Cain a ascultat și ne-a dus după indicații Gerfa. Dar, de fapt, jertfa lui de mâncare este, după toate indicațiile levitice, este foarte, foarte ortodoxă. Deci, în ultimele să ce reprezintă această... Uh, întrebarea mea, care să pun. Este Jehovah cel care nu s-a uitat cu plăcere la jefalocain, Cain? Sau este tribulul Cain, cel care nu nu l-a acceptat pe Cain și jertfa lui. Tribu, Tribul Abel, adică. Sau tribulu Adam să zicem da, așa, da? da, da. Care există printre alte triburi, este foarte clar că autorii prezintă pe, pe un pământ deja populat toată istoria asta. Da. Tehnic vorbind nu văd diferențe între cele două jerfe. având da. în vedere că dacă mergem pe argumentul neprihănire prin credință da. versus neprihănire prin fapte, nu are niciun fel de consistență. Corect, da. Și unul și altul au muncit. Da. Pentru respectivele jerfe. Exact, da, da. și mi-e tot ne prin fapte. Da, deci nu, nu asta e problema. În al doilea aspect, ce ar putea fi? Faptul că respectivul individ s-a gândit la o presupusă jerfă uh, ulterioară sau altul s-a gândit doar la încercarea lui de a-l împăca pe Dumnezeu sau pe da. uh, Io, Jehova, iarăși este greu de uh, prevăzut uh, sau de înțeles acest aspect. Uh. Totuși e interesantă ideea aceasta ta, așa anume că într-o mare măsură autorul care a scris Cartea Genezei a încercat să ofere o anumită viziune destul de partizană vis-a-vis da. -vis de, uh, cum să spun eu, uh, relaționarea noastră ca Cu trib, Dumnezeu, da. ca uh, etnie vis-a-vis -vis de Dumnezeu. Deci să nu uităm că viziunea, uh, să zic, din, nu numai din Geneza, din practic, din uh, întreg Vechiul Testament, este o viziune etnocentrică. Da. nu nostru, e Dumnezeul național, de Dumnezeu personal, Dumnezeu familial, deci pur și simplu noi uh, ne raportăm în acest context. Da. Atunci, uh, tribul nostru versus tribul vostru, uh, religia noastră împotriva religiei voastre, da. uh, identitatea noastră uh, care este superioară identității voastre. Da. Uh, deci am cred că am putea merge pe acest filon de, uh, pe această filieră de, și să explorăm puțin în ce măsură uh, neplăcerea aceasta este a lui Dumnezeu în mod real sau a, uh, autorului. Da. E clar că profesiunile erau îmbrăcate în aură religioasă și păstoritul era uh, profesiunea, mă rog, Jehova era un Dumnezeu al păstorilor, se pare, era un păstor, pe când agricultura era uh, profesiunea babilonenilor, egiptenilor, care implica irigații și geometrie, ca și turnul Babel. Uh -huh. Deci era, era ceva privit cu, cu suspiciune. Ceea ce mi se pare mi interesant, dacă tot merge la deconstrucție, este vorba de interpretarea Elena White. Că Elena White, la un moment dat, în, în ararea pe care face facea istoria lui Cain, este ideea că Cain era un rebel care punea sub semn întrebării decizia lui Dumnezeu de a-i de de izgoni din Eden. Și Cain considera că nu are nevoie de jertfă de ispășire, pentru că n-a făcut niciun. el nu i vinovat. De păcatul lui Adam și Eva. Ce mi se pare interesant aici la Ellen White, Ellen White amintește foarte mult de, de poemul lui Lord Byron Cain, care, de fapt, exact același idei le susține și mă întreb dacă Ellen White a fost influențată de, de poemul lui Byron. Uh -huh. Cum a avut ea multe influențe literare care, care sunt la subsol băgate. Dar aici, în contextul acesta, Cain apare ca un liber cuget, cugetător care pune sub semnul întrebării decizia divină. Dreptatea divină, care uh, refuză să-și asume o vinovăție uh -huh. pentru faptul pe care n-a făcut el. A făcut-o Adam și Eva, și care spune că nu are nevoie de, de jerfă pentru ceva, ceva ce el nu este vinovat. Da? Uh -huh. uh, în sensul acesta, Cain se pare că este un liber cu genitor și un alt autor francez existențialist, Albert Camus. El uh, face pe Cain, spune, uh, e foarte interesant, zice, strămoșul revoluționarului european nu este Prometeu, ci este Cain. Uh -huh. Pentru că Prometeu nu are împotriva cu să se răzvătească. Adică, cum să spun, Prometeu este un rebel, mă rog, în conflict cu Zeus, dar Cain este, de fapt, revoltat împotriva unei persoane. Tragedia greacă îl pune pe om în fața destinului. Tragedia biblică îl pune pe om în fața lui Jehova. Uh -huh. Și, practic, zice, la, la, la baza conceptului uh, european-vestic, de... de, de de emancipare de rebeliune. Trebuie să fie totdeauna un Dumnezeu împotriva care te răzvrătești. De exemplu, când a fost executat, uh, apropo de Cain și Abel, uh, execuția lui Ludovic al XVI-lea, de către Revoluția franceză, este după miu reeditarea omorului lui Abel de către Cain. Pentru că Cain nu-l poate omori pe Hova îl omoare pe Abel. Uh -huh. Și în același fel, pentru că francezii nu puteau omorâ pe Dumnezeu, l-au omorât pe reprezentantul său, care era monarhul de drept divin. Este o idee interesantă. Da, este, dar tocmai și, și, este și puțin ambigu, pentru că da. până la urmă acest Cain clar are o revoltă da. în fază de, de Dumnezeu. Dacă în prima fază nu suntem foarte siguri dacă gestul lui a fost interpretat sau nu da. de către autor, în partea a doua, unde el pur și simplu îl, da. îl ucide fratele, deja aici nu mai avem Nici uh, nicio da. altă posibilă explicație pentru acest da. gest, e clar. Uh, iarăși, grijă lui Dumnezeu este foarte interesantă vis-a-vis -vis de acest individ, um, dar um, cert este că um, rebeliunea, da. indiferent sub ce forme uh, se manifestă, nu întotdeauna este negativă. Da. Nu? Și nu întotdeauna conduce la ceva dezastruos. Uh -huh. Adică, până la urmă, rebeliunea lui Cain, indiferent că ca îmbrăca forma crimei, a condus la protecția unei civilizații. Corect. Dar indiferent cât a fost ea primitivă Ca și de... Revoluția Franței. Și... Da, exact. Deci excesele excesele fiecărei rebeliuni nu pot fi comentate, sunt da. inerente în orice da. situație. Dar până la urmă putem spune, deci da. nu trebuie să uh, evităm acest lucru, că nu tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei, chiar având în vedere uh, aceste porniri instinctuale sau, uh, să zic așa, rebele, au condus obligatoriu la, uh, să zic dezastre. Nu, nu, nu totdeauna. Da. A, și ce mi se pare mie, fiindcă vorbim de deconstrucție aici, a, problema este că noi suntem prizenorii mitologii victoriene a istoriei lui Cain și Abel. Și dacă, nu știu dacă a, ai vreodată curiozitatea să, să răsfăiești una dintre cărțile noastre de, cum este să zic, Maxwell, Bible bad stories da, da, da. Absolut, da. Deci, aceste povești De a dormi copiii, de fapt Care sunt făcute pentru adulți În care Cain și Abel Cain apare ca un tip care are anger management da, exact. de furie și da, da. Iarătă pumnul lui Abel și Este o familie victoriană, deși sunt îmbrăcați în piei Dar uh -huh. casa este victoriană Tunsura este victoriană Mă rog, relațiile sunt victoriane, Am văzut-o cu pe albaștri, bineînțeles că se știe că anglosaxon a fost. Adam uh, a fost Anglosaxon și Isus a fost Anglosaxon, așa cum se știe. Și uh, toată istoria este povestită într-un context victorian în care, de fapt, Cain apare ca cineva care se ridică împotriva uh, clasei de mijloc conservatoare uh, americane, uh -huh. uh, sau stilului de viață conservator a clasei de mijloc protestante Anglosaxone din, din America. Uh -huh. Oarecum, uh, deci este... Să zic este un anumit tip social care în America, în America este, este, să zic, are o istorie. Uh -huh. Are o istorie de conflict cu, uh -huh. cu stabilimentul tradițional. Da. Um, a, 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 e foarte interesant pentru că în, în acea perioadă, de, în tranziția de la epoca uh, jacksoniană, la epoca da. victoriană. Poți definit termenul de epocă jacksoniană pentru ascultătorii deci, mei? La de la Andrew Jackson. De la, nu? la Andrew Jackson, care pur și simplu a rupt tradiția uh, epocii anterioare, da. și anume a lui Jefferson. Da. Jefferson, pur și simplu, uh, concentrându-și toată, să zic așa, uh, filozofia pe o elită. Elită, da. clasă uh, conducătoare, cler, aristocrație, uh, un stat uh, bine, să zic uh -huh. așa, uh, structurat și funcțional. Uh, Jackson. Prin, contra, prin contrast, vine și pune accentul pe libertatea individului. Uh -huh. uh, individul este liber să-și aleagă destinul, toți pot uh, să fie activi în societate, uh, toți oamenii, dacă preferabil, să fie albi și să fie bărbați, dar totuși e un progres. Uh, o paranteză, uh, cred că știi, uh, bănuiesc că ai citit cartea Seeking a Sanctuary. Da. Și acolo se face o remarcă că Andrews, John Andrews, a fost nepotul unui senator american. senator american, da. unui Senator da. american al da. lui Jackson. În, și că expresia că America este fiara cu coare de miel vine de fapt de la Andrew Jackson. Uh, nu chiar de la Andrew Jackson, provine interpretarea Americii ca fiind un posibil da. demon. Da. Uh, provine de la, de la doi, uh, da. să zic așa, uh, politicieni uh -huh. americani din Whig Party. Da. Eu a venit prima dată cu acest da. uh, gest, gest de interpretare, și apoi Andrew Jackson la. Uh, nu Andrew. Uh, uh, Andrews. Andrews uh, a preluat-o. Da. Dar Andrews, într-adevăr, a fost cel mai pregătit politic din toți ziua da. pionierii da. este fără discuție. Și ideile lui Jackson să văd în, în, în teama lui de clerul care poate să Exact, leprime. exact. Și Pentru că de că, elita da. protestant da. republicană. Exact. Americii, de, da. Jackson era iritat de elite, da. în, în principiu. Da, da. De elitele religioase, de elitele politice, atunci a avut loc uh, această schimbare de, de macaz fundamentală. Da. Uh, dincolo de acest lucru, uh, se, s-a se, se, se observ, observ, observat această tranziție de la familia aceasta foarte să zic centrată pe tatăl care este preotul da. familiei, care are meșteșugul la el acasă, da. ceasul funcționează după orele pe care se da. desfășoară în jurul familiei și în curtea respectivului, da. spre o direcție în care acum tatăl trebuie să plece de acasă pentru a câștiga da. pâinea, rămâne mama ca fiind în centrul centru, da. educației al da. gospodăriei și așa mai departe. Deci această tranziție de la să zic așa ceasul din din uh, sufragerie da. la ceasul de la, să zicem, fabrică uh, conduce la o mutație uh, pe toate planurile da. în societatea americană. E, uh, pe acest fond este foarte clar că în epoca victoriană da. uh, aceste orice vine ca să atenteze la echilibrul uh, fund, de, de bază al familiei ca să spunem, da. la puritani, da. în care Totul merge aproape ca un ceasornic. Tatăl este acasă, mama este acasă, copii, totul, da, altarul da, da, familial, da. toate aceste aspecte, spre o familie care deja devine puțin aproape disfuncțională. Mama este cu partea, să zic așa, administrativă, tatăl cu cea financiară, copiii sunt undeva prinși oarecum la mijloc. Deci, această teamă de o, direct, de o tranziție spre o societate incertă da, da. și destul de, cum să spun, o, aproape haotică. Care, e interesant este foarte bine reflectat normal la, la, la S. de Eden. Da. Exact care e da. perfect. Da. Sau filmul. Da. Care, da. Exact care construit pe ideal, deci mitul Cain și Abel în societatea victoriană. Da. Deci Probabil că aceste teme s-au reflectat în mare măsură în uh, anumite interpretări vis-a-vis da. -vis de chiar unele personaje biblice, așa cum uh, uh. Uh, ai amintit. E clar că Ellen White, Ellen White în și Profeți, de fapt, uh, uh Ellen White, de fapt, creează un mit victorian al lui Cain și Abel toate personajele biblice abordate de Ellen White sunt, sunt de fapt, victoriene. îmbrăcate în haine da, victoriene. Adică trebuie da. să recunoaștem acest lucru. Da, nu? Da. nu numai că s-a inspirat din John Milton în anumite da. multe aspecte și de la, din alți autori, da. dar concepția este victoriană. Adică, da. când citim Ellen White, trebuie să fim convinși că uh, ochelarii da. sunt uh, de fabricație o... victoriană. Adventismul de ziua a șaptea este uh, educat victorian. Copiii adventisti sunt educați de mame victoriene. Mamei victoriene întârziate. Mama mea a fost o victoriană perfectă, pot să spun lucrul acesta. Și conosc, am alți colegi care al au fost victoriene. Și, de exemplu, pentru mine a fost un, une, o mare revelație Maidanul din Constanța. Uh -huh. Și marea, mă rog, pe lângă Maidan ca, ca sport. Pentru că a fost mijlocul meu de a mă elibera de, de, de cătușele victoriene ale mamei uh -huh. mele. Problema care este? Adventiștii sunt victorieni și este foarte interesant că ei nu pot citi altfel e, ca în și Biblia decât prin noi victorieni, și de aceea ele nu li se pare că este interpretarea naturală și, și mie Duhul Sfânt mi-a spus același lucru. Da? E a... inevitabil, da? inevitabil, da, este interpretarea normală, normală, da. de, de, de bun simț. În același timp, victorianismul lor îi face total incapabil să. Comunice valorile lor generației care vine după ei. Uh -huh. Și din cauza asta avem acest dezastru, la data aceasta, generația tânără, de, de tineri adventiști care nu-și mai găsesc busola morală, din cauza că valorile victoriene nu le sunt. Și atunci, tânărul adventist devine un cain în sensul la, de, 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 la as the Eden, adică un, 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 un tânăr care nu mai găsește loc într-o familie victoriană uh -huh. și care nu are alt mijloc de, de, a, de a se rezolva. Într-o biserică victoriană? Da, și atunci el apelează de multe ori la. Cum să spun, la, gesturi acest, extreme. la gesturi extreme și antisociale ca în alt film american tipic uh, Rebel fără Cauză da. cu, cu James Dean. Da? Uh, deci este aceeași, aceeași idee al tânărului pe care nu mai încape în uh, canalele victoriene și mm -hmm. ia ce și devine un gang. Mm -hmm. Bun, hai să mergem mai departe. Aș propune să-mi la un personaj pozitiv, da? Așa. Oh, sure. Pentru că știu că ai o pasiune difer diferită, da? O să încep cu... Aș vrea să spun că totdeauna m-a făcut să zâmbesc subtitlul pe care Cornilescu îl pune la istoria lui Iosif. Fecioria lui Iosif Iosif este un tânăr Obsetat să-și virginitatea da. Oare așa să fie? Da, 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 da. interesant Iar da. ceva victorian, da? da un tânăr da, victorian da, da. Care este tentat de o prostituată Sau de o colegă Mai ușoară da. Dar el, ascultă ce l-a învățat mama lui Da uh, Avem, ce mi se pare mie foarte erogvent în această narațiune lui Iosif este că noi suntem atrași de acest aspect în mod special. Da. Dincolo de faptul că Iosif ajunge un dintr-un personaj anonim într-o familie uh, pastorală, în, într-o poziție de, de extremă proeminență, uh, problemele, dacă dăi dacă, dacă să și știu, analizez uh, atent uh, personajul acesta, Iosif. Vreau să fac o afirmație. Iosif nu e atât de neprihănit pe cât pare el la prima vedere. De asta și nu convins. vreau neapărat să menționez ideea cu, cu Potifar, deși da. de ne vom întoarce imediat la ea. Iosif totul pleacă de la un vis. Biblia nu menționează explicit sursa visului, ceea ce este foarte interesant, lasă loc la interpretare. Visul poate vine de la Dumnezeu, poate vine de la Iosif, poate vine pe fondul unui, unui conflict cu frații săi și atunci în vis încerci să-ți răzbuni statutul prin visând la lucruri da. mărețe. Uh, bun. Uh, nu ne oferă Biblia asemenea mănunte uh, E posibil ca primul vis al lui Iosif să fi fost oarecum inspirat, având în da. vedere că se păstrează cadrul natural al, al, uh, al narațiunii, uh, foamete de grâu, uh, rezolvarea problemelor și așa mai departe. Da. În schimb, în al doilea vis uh, apar elemente care nu mai au nicio legătură cu statutul uh, natural, uh, pastoral, astrale, uh, agricultural. De da. Deja avem Proiecția astrală. Da. Ori astrologia, mă rog, da. știm foarte bine care alte conotații decât. Mm -hmm. știm, foarte da. Dar a, elementul care mi se pare mie șocant în visul lui Iosif, și dacă de adevăr Dumnezeu ar fi fost implicat în asemenea vis, îmi pun semne mari de întrebare legătură cu acest Dumnezeu, este că Iosif pretinde ca, într-un moment maxim, maximei lui, să zic așa, proeminențe, să se închine înaintea lui, nu numai frații, Tatăl și mama, și mama lui. Și mama. mama lui care deja era moartă. Uhum. Dacă ne uităm atenție în textul da. public, mama lui era moartă. Da. Atunci, până unde merge, să zic așa, ego egoul acesta lui Iosif de a-și de de, de compensa o copilărie în care a fost marginalizat până la urmă din cauza propriei lui da. atitudini arțăgoase și. Să zic așa, foarte neplăcute față de frații săi, până unde merge încât el să atingă acel moment în care să se toată lumea să se închine înaintea lui. Deci tu ești de acord cu sintagma făuritorul de vise? Făuritorul de vise, vreau să spun, cel puțin în cazul al doilea vis, este o sintagmă perfectă. Deci, Iosif și-a făurit al doilea vis, nu neapărat că și-l-a fabricat ca la rațiune, ci pur și simplu el chiar a visat din da. din da, din da, din da. Uh, sursa uh, mă dorințo da. de în sensul de day dreaming da, da, exact. Și l-a concretizat într-o hmm. această formă și, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a ajuns Iosif în Egipt, știm momentul în care se se, se creează premisele împlinirii primului vis. Da. Și alea sunt destul de naturale. Având în vedere că Iosif este vândut de frații să-i ajunge la Potifar, are loc evenimentul respectiv în închisoare, știm traseul. Dar visul, dacă te uiți cu atenție, vis, primul vis este foarte natural, adică curge. Frații lui vin în ghilimele de bună voie, adică foarte de foamete, Dar da. vin de bună voie în Egipt, nu îl recunosc pe, pe, pe Iosif, toate aceste aspecte. Și se împlinește, tot da. se pleacă înaintea lui Iosif. Dar din punctul acesta începe, să zic așa, nevroza lui Iosif. Uh -huh. Iosif devine neriniștit. Încearcă sub, cu toate uh, metodele, uh, prin insinuări, prin uh, suspiciuni, prin fel de fel de uh, metode de acest gen, uh, chiar prin forță da. să își aducă tatăl și celălalt frate în Egipt cu orice preț. Da. El vrea neapărat ca să se petreacă uh, uh, actul închinării din, din al doilea vis. Și de aceea, deși s-a spus foarte clar, vezi că tatăl nostru este suferind și așa mai departe, și dacă s-ar întâmpla să vină și celălalt frate, cu siguranță că ar muri. Iosif da. n nu are niciun fel de problemă în acest context. Uh -huh. Iar și în cei, nu știu cât a trecut, șapte ani sau mai mult în Egipt, niciodată Iosif nu a încercat să-și contacteze familia. Da, da, să Orice copil care știe că provine de o familie și așa mai departe. E, ești liderul Egiptului și Cananul e parte din Imperiul Egiptean, de fapt. Da. Deci e foarte simplu să M ai... Măcar urmații. tatăl tău, dacă nu frații da. tăi care da. au fost niște... Uh, nu, uh, Ceea ce nu era greu. Nu era, nu era greu. Ținând în... că era într-adevăr da. de teritoriul egiptean, da, Iosif nu face acest lucru. Da. Bun. Uh, cert este că Iosif vrea să-și împlinească al doilea vis. Uh -huh. Și încearcă cu toate presiunile posibile acest deznodământ. Dar curios este, și aici mi se pare mie, uh, da. ironia autorului narațiunii respective. Când într-un final se întâmplă momentul uh, revenirii tatălui său, adică venirii tatălui său în Egipt, uh, Iosif se închină tatălui său. Da. Ce înseamnă că s-a încheiat și nev ne 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 uh, nevroza. nevroza lui Iosif. În clipa uh -huh. aceea când se a da seama că de fapt al doilea vis De fapt, momentul probabil când se încheie starea în plâns. Da, dar asta da. e explozia. Da. da, nu mai încearcă să-și mai manipuleze. Eu da. sunt Iosif, da. mai trăiește tata da. exact. de deci, la capăt. Exact. Deci e momentul când Iosif renunță, renunță la orice fel da. de, 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 de fantezie. Uh -huh. Deci Iosif, de-abia de atunci, înceta să mai trăiască în imaginar, revine cu picioarele pe pământ, își dă seama că, de fapt, asta este tot ce poate primi în lumea aceasta, vis-a-vis de relația sa compromisă cu familia, și de aici construiește ce mai poate. Hai să intrăm în mintea autorului puțin. Nu ți se pare că descrierea pe care autorul o face soțilul potifar? seamnă foarte mult cu percepția pe care un imam islamic o are cu privire la femeia vestului. Uh -huh. Deci, uh, uh, femeia vestului, uh, vedele unui imam, da? nu poate să nu fie o dezmățată. Uh -huh. Uite-le acum să îmbracă, uite-le acum vorbește cu bărbații față în față. uite la acum. Uh, mă rog, nu are, n -are toate, uh, toate precauțiile, să zic da. așa, ale femeii islamice care nu numai că se acoperă, dar în general nu de mâna cu bărbat, nu vorbește față față, nu singur singură cu bărbat în cameră. Nu se pare ca femeia vestului să nu fie de fapt o desfrânată. Uh -huh. Și de aici tot felul de fantezii despre desfrâul din, din, din vest, care de exemplu, ții mi a dat o carte odată, am o carte la tine, despre conflictul de vest și est. -da. Uh -huh. Și de altele era acolo un imam egiptean, care după ce, după ce anglosaxonii au ridicat pe vahabii și au scos modernitatea din Orientul Mijlociu, scoțând pe Napoleon, spunea că la Paris o femeie se duce la, la, la Ber Berbier pentru ce motive putem să înțelegem, mm -hmm. dar nu ca să-și barba în niciun caz, și plătește natura. Ce... Deci e o fantezie bolnavă, de mm -hmm. obsedată. Mm -hmm. Nu cumva rabinul evreu care scria în Babilon, Babilon care era acadian, era semit, cu aceleași taburi. Vremi la Egiptul cu, cu, uh, uh, cu evenimentațiilor foarte laxă, uh -huh. să zic da? Și cu relațiile egalitariane între sexe, oarecum destul de egalitariane între sexe, și relația directă între sexe, nu cumva, vede, uh, face o caricatură a femeii egipteane, soțiale, pot mm. Interesant, Uite, nu m-am la această da. dimensiune a caricaturizării uh, unui uh, model feminin, da. uh, de, eu știu, egiptean sau, uh, mă rog, cert este că. Nu, nu m-am gândit la chestia asta. E la mitul victorian. Da, la da, victoriană da, a, da. a, a istoriei lui Iosif, de că toți ne da, da. Odată că nu stă în picioare chestia cu fecerea, că ce-i spune lui Iosif, lui Soțialul Potifar, nu este, nu vreau să mă culc cu tine, ci tu ești proprietatea stăpânului meu. Uh -huh, deci uh -huh. e dreptul de proprietate al bărbatului asupra femeii uh -huh. care îl deranjează pe Iosif, Nu -și pierde deci, uh -huh. asta e de a că Deci, pierde Dar ce interesant, privind la filmele făcute de Evangelici, uh -huh. uh, foarte interesant că Soțialul face. Apare ca o femeie isterică, care cum este percepția conservatorie evanghelică a femeii care lucrează, uh -huh. care e independentă de pe... Deci, există o anumită percepție victoriană a femeii care își caută împlinirea în afara familiei. Și întotdeauna social pot ca este, este oarecum pictată în, în filme victoriene, ca fiind tipul ăsta de, de femeie. În timp ce Iosif pare că e un, e un, e un tânăr baptist sau adventist care merge de la țară la oraș. Sau un cale, și ea saltat de, de o, o femeie puțin mai în vârstă ca el, și el este speriat și timid și nu știe unde să fugă. Deci, are este o, o, o mistificare, mistificare victoriană a da. istoriei. Acum, eu ca eu. să completez profilul tău vis-a-vis uh, -vis de. Uh, soția lui, da. lui Potifar, întotdeauna soția lui Potifar reprezintă ca o divă, ca un personaj da. frumos, feminin, Da. Ispititor, da. Uh, deci cineva care e, e irezistibil. Și da. cu atât mai mult uh, virtutea lui Iosif se remarcă pentru că el uh, respinge da. un model. Da. da. respinge ceva uh, extraordinar. Nu da. respinge, de fapt. Uh, hmm. De unde știu noi că, de fapt, Iosif nu respingea un, uh, o, o, caricatură până la urmă? Categoric, da? da? Și până la urmă, uh, reacția lui, bine, adevărat că îi da. îl invocă pe Dumnezeu, dar până la urmă putea să fie și reacția unui individ care fuge de o per, per, perspectivă cu totul și cu totul da. neplăcută. Da, uh, acum, fiindcă vorbim, de, dacă privim textul din punctul de vedere care l a celui care l-a scris, da? Nu știu cine a scris geneta da, okay? da. Dar avem o suspiciune că textul l-a scris sau orice a reprezentat a fost redactat pe vremea lui Ezra. Mă refer la un eveniment care pe mine mi s-a părut monstruos timpul lui Ezra. Uh -huh. Anume, porunca lui Ezra, ca uh, evrei care sunt căsătoriți cu uh, rase inferioare, care ah. nu sunt pur sânge, da? da. Evrei care au călcat legea din Nuremberg. Aș vrea să spun, legile din că au fost sute și de evrei și de germani. Uh -huh. Asta e interesant. Uh -huh. Adică și evreii au scăpat de din Nürnberg ca, în sfârșit, o intervenție a lui Dumnezeu ca să nu se mai facă amestecuri necurate. Deci, evreii care au încălcat legile din Nürnberg, pe vremea lui Ezra, li se cere, într-un mod foarte nazist, să-și gonească soțiile și copiii, uh -huh. fără nici, niciun resentiment. Care este, iarăși, Avram, aceeași istorie se repetă. Prin uh, duritatea care Avram o, o gonește pe Agar, doar cu un burtuf de apă pe un măgar și să duce Avram care era ahi miliardar la timpului, da? Pe Agar, uh, să vede, pentru că era altă rasă, mă gândesc că uh, 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 imaginea lui Eva, în grădina Edenului, imaginea lui Agar, care e o femeie de să uh, Agar vorbește cu Jehou, cu îngerul Domnului, uh -huh. ceea ce nu face. Deci, la țara, Avram vorbește cu îngerul Domnului, dar ea vorbește cu îngerul Domnului. Ea îl ia pe copil, l-aruncă, îl salvează. Uh -huh. Deci, când Ismael capotează, Agara e încă în picioare. Da? Deci, Agar e femeia puternică. A, 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 apoi, soția lui Potifar. Egipteanca, care este după toate standardele contrar filozofilul Ezra, asta e foarte clar. Uh -huh. Egiptenii, ca ținută vestimentară, care între sexe, erau foarte mulți ce au fost grece mai târziu. Adică oameni fără prea multe taburi, știi? Și pentru rabinul, vreau lucrul acesta era scandalos. Apoi urmează soțialul Samson, care după aceea se menta, în Dalila, femeia filisteană. Și așa mai departe, o ispită. Deci, dacă merg mai departe și trec de canonul vechi, trebuie să ajung la pocriva lui Enoch. Și, la Enoch, îngerii se încurcă cu femeile și le învață pe femei să-și facă ochii, foarte interesant. Și femeile acelea încep să practice medicina, plante medicinale. Și uh, învață pe lor uh, astronomie și scrisul și uh, uh, arme de bronz și metalurgie și așa mai departe, ca în geneza. Și așa vine răul în lume. Nu cumva este aici, o, de fapt, o interpretare a is discursului istoric. Este privit printr-un de rabin etnocentric și foarte, foarte patriarhal. Și foarte rasist, în ultima instanță. Extrem de rasist. Deci, n-ai cum să uh, parcurgi lectura biblică, mai da. ales în prima parte a Bibliei, mă refer de da. Testamentul, testament, fără să rămâi cu impresia unui uh, etnocentric și unui uh, da. uh, spirit patriarhal. Da. Uh, femeia fiind considerată nu doar uh, o, un accesoriu da. obligatoriu pentru uh, perpetuarea rasei da. umane, dar uh, pur și simplu ca fiind uh, un. Uh, Atentat la echilibrul da, 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 societății, da, 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 da. dacă ea nu este ținută în niște exact, convenții da. și niște norme. Care să și la extreme la Islam. Exact, da. exact. Da. Deci, aceste aspecte sunt foarte, cum să spun eu, evidente și da. mi se pare, mie grav, da. nu este faptul că oamenii gândeau așa în, în acea da. perioadă. Era comună percepția da. și mentalitatea. Da. Ce mi, se pare, mi, se, mi se pare grav este importul acestei mentalități într-un secol da, modern, da, și da, modern și după aceea postmodern și așa da. cum vrem să mergem mai departe uh, și justificând atitudinea față de femeie, uh, mergând de la uh, sintagma așa vorbește domnul sau alte asemenea da, 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 uh, construcții. Uh, și aici ajungem, uh, pentru că tot ai deschis uh, subiectul ăsta cu, 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 cu femeia, uh, ajunge la un personaj foarte, foarte marginalizat și demonizat. Da probabil că este singurul din toată scriptura, nici Eva nu capătă asemenea uh, culori în portretul ei, uh, cum capătă soția lui Iov. Am, am ascultat de predica despre soția lui Iov, da? Da. Și fiindcă am ascultat, am ascultat și altă predică despre soția lui Iov, cu multe în urmă la București, mm. în care un pastor a spus așa, uh, lui Iov veneau de la Dumnezeu sau de la satana? Mm -hmm. Și veneau de la satana, care e dovada? Dacă erau de la Dumnezeu, e mora soția. Satana i-a lăsat soția. <laughs> <laughs> da, hai, hai să ne targem la... la, la deci avem nevoie de o deconstrucție foarte, o aici, a unui mit aici. Interesant a da, abiert, da, da. Da, da, da. Uh, am citit o carte. Uh, 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 se numește The History of Misoteism. Da? Da? Istoria Mi -Miso misoteismului. Uh -huh. da? uh, cei care îl urăsc pe Dumnezeu. Da, da? Da. Uh, curios, soția lui Iov este primul misoteist din istorie. Asta este considerat de către autorul da, cărții. Da. Mă rog, percepția generală, nu neapărat da. autorul cărții. Dar vreau să spun că soția lui Iov nu îl urăște pe Dumnezeu. Soția lui Iov este dezamăgită de Iov, este bulversată de atitudinea lui Iov, este, să zic așa, copleșită de această mentalitate. Să zic așa, pasivă, orientală. orientală. Deci, eu inaugurează practic, în contextul foarte precis al tragediei, o, o, o lamentare în stil iambic, în da, stil da, da. oriental, prin care, de fapt, el încearcă să-și rezolve doar o singură problemă, da. anume, care este statutul neprihănirii sale vis-a-vis -vis de Dumnezeu? E foarte interesant, da, foarte interesant. Adică soția lui Iov, sunt convins, ca orice mamă, și cea, sigur că puteți să speculăm, ca orice mamă a fost devastată de moartea copiilor, ei nu da. de moartea celorlalte, să zic așa, sau de, de pierderea celorlalte accesorii și bunuri. Ca o mamă care naște fiecare copil și mm -hmm. suferă pentru fiecare în parte, prin procesul nașterii, ca să experimentez la sfârșit uh, suferința morților într-o procent de 10 ori mai mare, da. într-o concentrație de 10 ori mai mare, uh, nu știu dacă putem să-i cere mai mult unei asemenea femei. Și care nu vede un pic de demnitate la soțul ei. Uh, în contextul ăsta. Deci, la eu Probabil că a văzut doar o izolare și o detașare de, 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 de această situație reală. Pur și și pasivitatea orientală. Eu cu siguranță că nu putem să minimalizăm suferința lui Iov, nu vreau da. să mergem până acolo, dar eu s-a refugiat în această, să zic așa, în acest discurs unidirecțional cu Dumnezeu, încercând de fapt să găsească explicații pentru motivul sau sursa tuturor nenorocirilor. Însă, socialul Iov rămâne neconsolată. Aici mi se pare mie punctul, să zic așa, foarte dramatic al povestirii. Da. Apare o femeie care este respinsă pentru, pentru faptul că își permite să facă o afirmație într-un context care avea toată justificarea. Uh -huh. Rabinii, până în ziua de astăzi, să zic, de dezbat de dacă de adevăr ea a spus: Blestemă pe Dumnezeu sau Binecuvântează pe Dumnezeu. Uh -huh. Având în vedere că ei susțin că rădăcina acestui verb este, de fapt, aceeași. Atunci ori a zis: Binecuvântează pe Dumnezeu și mori, ori Blestemă pe Dumnezeu și mori. Ceea ce nu rezolvă problema, pentru că din răspunsul lui Iov, care a fost foarte, uh, să zic, uh, 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 iritat da, de da. maniera ei foarte uh, directă de a tranșa problema, Deci avem aici ce face -o cu o femeie care uh, nu vrea să se mai supună normelor. Ea refuză să mai uh, fie victima unui destin implacabil. Pentru că din punctul de vedere, Dumnezeu a lovit, Nu, diavolul nu există în, în da. economia lor. Numai Dumnezeu. Da. Deci ea refuză uh, să accepte destinul acesta, această uh, tragedie. Iov nu. și Iov e neprihănit. Soția lui Iov, în schimb, dispare din scenă. Evident, autorul mânat de același spirit patriarhal, nu doar că are loc acolo un fel de, să zicem, character assassination da. din ce privește punct de partea literară, deci pur și simplu o scoate pe. își omoară personajul, da? îl da. trimite în derizoriu. Nu se știe a murit sau femeia de durere sau eventual se regăsește la sfârșit prin nașterea celor 10 copii Care vorba între noi nu este o compensare da. Pentru că copiii copii care a pierdut nu va putea să și mai dacă, și niciodată Și dacă eu, eu i-a făcut cu alta? Păi de-aia nu se știe niciodată, da. nu, nu apare, sunt nicio formă și nu știm, nu avem aceste Rabinii conservatori spun că de fapt soția lui Iov a murit de durere Iar Iov s-ar fi căsătorit cu Dina fiica lui și de aceea copiii au fost de 10 ori mai frumoși și mai grozavi și așa mai departe ceea ce e interesant de ce rabinii gândesc și în această direcție iar la sfârșitul cărții avem de a face cu o... Dina nu este eligibilă pentru cineva din familia lui Iacob pentru că a avut ce a avut care dar unul dintre Goim o poate lua și Goim oarecum își înobirează sângele cu da, bine, date. asta este speculația lor, sigur. Da, că da dar putem da. construi pe ea o anumită mentalitate. E posibil, da. da, cu siguranță. Dar uh, sfârșitul cărții mi se pare mie foarte interesant și am înțeles că autorul cărții uh, nu este neapărat un personaj care vrea cu tot din acest ca să justifice pe eu în aculta da. faptele sale, uh, ci vrea să ne lase și anumite piste în care putem să gândim dincolo de text. Faptul că uh, cartea se termină cu refacerea tuturor bunurilor pierdute, inclusiv uh. copiii uh -huh. și în care fetele sunt mai frumoase decât toate celelalte la uh -huh. un da. loc. De băieți nu se spune nimic, doar de fete, anumite aspecte. E clar că autorul vrea să spună că, de fapt, problema fundamentală a lui Iov n-a fost niciodată rezolvată. Uh -huh. Dumnezeu nu îi răspunde lui Iov. Da. Nu, Dumnezeu nu răspunde Dumnezeu, pur și simplu, a, a, adresează alte probleme la care Iov a trebui să-i de acum încolo. Dar Dumnezeu nu răspunde lui Iov. Dar... Legat strict acum de soția lui Iov, soția lui Iov este, de fapt, simbolul femeii neînțelese, marginalizate și neconsolate. Da. Uh, și, uh, și soția unui bărbatului care este incapabil să comunice, uh -huh. el se lasă în 30 de capitole într-o într tiradă incredibilă vis-a-vis -vis de, de toate nedreptate și bine uh -huh. și rău, uh, e incapabil să comunice și nu își poate consola soția. Uh, iar, uh, se se pare a... că singura problemă a lui Iov. Este că nepricinerea lui e pusă sub semn sem întrebării. Exact. Dar nu-și plânge copiii. Nu, 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 nu. No? Doar ne și-o plânge. No, nu-și nu construiază soția. No. Pentru, Doar nepricinerea și-o da. plânge. Aici a fost simbolul bărbatului că se ascunde în spatele religiei, uh -huh. și a lui Dumnezeu. Uh -huh. Pentru că este cea mai comodă explicație, cea mai comodă ascunzătoare este în spatele lui Dumnezeu, justificându-ți uh, inactivitatea, da. uh, lipsa de empatie și de, 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 de solidaritate cu ființa de lângă tine, uh, aducându-l pe Dumnezeu. Dumnezeu, Dumnezeu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Punct. Uh -huh. Orice dialog se gripează din punctul acesta. Cine ești tu ca să, să, să contești acest destin? Uh -huh. Or, foarte mulți bărbați, chiar în ziua de astăzi, merg pe această filieră, această gândire viciată a lui Iov. Domnul a zis așa, a stabilit regulile, bărbatul este capul femeii, tu trebuie să te supui, am încheiat discuția. Eventual mai aduci și anumite să zic așa, ingrediente din sfaturile inspirate ale Elena White, mărturii, și atunci clar că problema s-a rezolvat definitiv. Or, eu am încercat prin acea predică, da. într-un fel sau altul, să o comemorez pe soția lui Iov. Uh -huh. N-am auzit niciodată o predică pe soția lui Iov de da. când sunt eu adventist. Da. Uh, să o comemorez. Și concluzia mea a fost aceasta. Iov uh, n-a păcătuit, soția lui, da. Măcar, și, măcar pentru asta și tot și merită să o comemorăm. Încă da. uh -huh. a păcătuit. Da. Uh, nu cumva păcatul, uh, cum să spun, așa cum se spune, de exemplu, ca Universul nostru. Este, de fapt, o perturbare uh -huh. a câmpului original, uh -huh. cuantic, al spațiului da? Uh -huh. Și uh, noi suntem doar o eroare, un păcat. Uh -huh. Păcatul original al, al Universului este existența noastră. Uh -huh. știi uh -huh. că uh, care dintre filozofii greci avea ideea aceasta? Cred că, uh, nu mai știu care trei, avea ideea aceasta că uh, toate lucrurile se întorc la neființă ca să-i spășească păcatul de a fi. E foarte interesantă ideea de, da, da. Un, un filozof presocratic, un filozof presocratic. Uh -huh, uh -huh. O frază enigmatică Pe care nici dedică un eseu întreg uh -huh. uh, 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 Deci uh, La fel să zic Existența noastră Să zic E privită la un moment dat Un paleontolog Sau un, un, un genetician Zice Acum 30 de mii de ani A și ce mutație Și de este mai inteligent Dar acea mutație Este o greșeală De fapt mm. A naturii O copie mm. greșită A mm -hmm. ADN-ului uh, Nu cumva păcatul Aici apare ca ceva ce tulbură ordine divină, dar este creativ și aici este rolul femeii. Uh -huh. Pentru că este se pe undeva toate aceste texte din, din... ce deci e interesant. O foarte interesant că totuși, contrar în ciuda acestui patriarhalism înghețat al discur discursului biblic istoric, uh, relația între evreu și lui și este foarte tandră. Uh -huh. Deci evrei sunt cei mai tandri soți uh, cu putință și evreicele sunt femei răsfățate. Uh -huh. Deși nu-și mai să învețe Tora și nu-și mai cap să ocupe cu probleme serioase, dar, în general, evreul este un soț foarte, foarte tandru și foarte, foarte bun. Și, iarăși, interesant, bărbatul evreu nu este obligatoriu să fie frumos. Deci, bărbatul evreu trebuie să fie deștept, da? dar poate să fie cocoșat, poate să fie urât, însă soția este frumoasă și el o răsfață. Deci, nu cumva, în spatele acestei, acestei discurs se ascunde, de fapt, o, o sugestie subtilă. Anume că orice progres vine prin curiozitatea feminină. Eva mănâncă din fruct, da? Soția lui Iov, mă rog... Contestă. Co contestă, contestă. Rahav. Rahav, Rahav, iarăși. Exact, Rahav. Uh -huh. Sau dacă e pe Rut, iarăși. Uh -huh. Iarăși uh -huh. Rut este da. totuși... Da, da, da. Până la urmă, mi-am duc aminte de o, o soră puțin mai zânatică, care aveam eu într-o districă așa. Păi dacă aș face orice ar face, rândul numai să-și exclude. <laughs> femeia avea niște probleme rezolvate. Însă, ce e interesant este că ceea ce face rut, când îi dezvălește picioarele uh -huh. lui, lui, Boaz, este un eufemism acolo foarte clar, este un, un, un aspect scandalos. Dar în toate acestea, femeia aduce pe cea perturbare a echilibrului patriarhal, uh -huh. care în ultima instanță generează progresul. Și în momentul când Ezra gonește femeile, de fapt, uh -huh. a înghețat iudaismul în tipare este iudaismul înghețat care îl va răstigni pe Iisus. Rigid și da. fundamentalist. Care duce la partea lui Iisus. Da. Isus care de afla asta de vorbă cu, cu prostituatele și cu femeia la fântâna lui Iacob. Deci da. cu, totul, cu totul, care merge în, în, într-o direcție totală, da. total exact. opusă Aici mi se pare mie un lucru extraordinar, pentru că în, în ciuda uh, tendinței autorilor da. Scripturii ca să imprime Această viziune patriarhală da. Asupra uh, mesajului Observăm uh, uh, in intervenția Lui Dumnezeu prin inspirație da. Ca da. Să, uh, să, să lase Sau să uh, uh, Pur și simplu să pătrundă prin aceste da, uh, Acest da, da. văl uh, foarte Fundamentalist, să pătrundă prin Aceste exemple, uh, apare ca niște Ai, Mici care... Mare. da Și aici probabil intră acea Ideea lui, a, a Derida că textul Se contraje da. pe el însuși și se, se, se da. autodesfințează. În fond, vechiul, probabil, cunoști bine teologia lui Marcion uh -huh. și chiar un prieten de nostru comun m-a acuzat că sunt marcionist. Hmm. Dar e indiscutabil că Marcion a deschis o dezbatere despre Vechiul Testament, care a fost foarte fructuoasă în istoria teologiei. Uh -huh. Anume că, de fapt, vechiul, mă rog, ideea că există doi Dumnezeu este da. o interpretare da. mitologică, dar ideea că Vechiul Testament nu este adevărul despre Dumnezeu și Isus se află despre Dumnezeu. Este una dintre care a dus-o Marcion și că Vechiul Testament și chiar anumite Evanghelii influențate de iudaism trebuie privite uh, critic. Să zic. Da, eu aș spune că aici Vechiul Testament, de fapt, reflectă o anumită mentalitate vis-a-vis da. -vis de Dumnezeu și atunci poți să eviți cu succes această da. categorisire marcionistă și așa mai departe. Care, în negru. avem de-a face cu reprezentări. Da. Care, interesant, se, se capătă niște modificări de-a lungul timpului. Într-un fel arată Dumnezeul din Eden. Da apoi a lui Cain, Dumnezeului Moise și a perioadei da. exodului, Dumnezeului judecătorilor și a lui Iosua, care este da. foarte violent și foarte repre represiv și așa mai da. de departe. Care apelează la soluția finală. Da, exact. După aceea avem Dumnezeul, să zic așa, mă care este destul de politizat. Da. Ajungem la Iona, care mi se pare incredibilă, o imagine cu totul diferită de tot ce știm noi despre Dumnezeu, într-un da. Dumnezeu universalist care pur și simplu se gândește la 120.000 de oameni da. și face tot ce poate ca să-l. Inclusiv la animale. Inclusiv la animale, da. exact, exact, inclusiv da. la animale. Și apoi mergând pe filiera profeților, care deja pun accentul da. pe etică și nu pe ritual, și deci clar că are loc o dezvoltare, da. o evoluție a imaginii despre Dumnezeu culminând cu revelația lui Iisus Hristos. nu? Da. Deci avem de face cu reprezentări pe care dacă nu, 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 le, nu, le, nu le identificăm și nu le explicăm da. cât, cât putem în contextul respectiv, ajungem la, să zic așa, atitudini aberante vis-a-vis -vis de relația noastră cu da. ceilalți, cu femeile. Și de aceea mă întorc puțin. Dumnezeu a reușit să strecoare da. câteva femei, da. În Vechiul Testament. Îmi plăcea să se da, pentru, uh, pentru că tendința era ca să închidă orice portiță da. pentru, o, fe, pentru sexul feminin. Da. Deci le-ați le trecut pentru ca cititorul atent să vadă da. că, de fapt, uh, eu, da. uh, Dumnezeu, sunt Dumnezeul tuturor oamenilor și mai ales da. al femeilor. Iar Isus, cum ai sugerat, da. a confirmat într-un mod da. cu totul uh, scandalos pentru da. uh, uh, sensibilitățile spirituale ale contemporanilor săi, uh, rolul fundamental al femeii. Uh, pentru că prima persoană care aduce vestea lui Isus de fapt, prima persoană care îi se arată Isus. Este, este o femeie. Este o femeie dubioasă, cel puțin, da? Do da, da. Maria Magdalena da, Totul începe cu, cu două marii, da, da, cu, da. Prin Iisus, printr-o da. printr marie se naște Și apoi printr-o marie exact. da, da. Da. Și este e, uns e, de e, o altă e, marie da. Da. Este clar clar o, o simetrie literară, da. literară. Uh, 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 Mi se pare mie că acest misoginism Atinge culmea în Apocalipsa lui Enoch Și în Apocalipsa lui Enoch Femeile sunt uh, Cele care introduc răul în lume Pentru că ele ispitesc pe îngeri și acolo avem prima idee a faptului că o femeie poate ispiti până și pe îngeri. Uh -huh. Dacă nu este decentă să-și acopere capul și, mă rog, să se că îngerii văd de sus și, da, și da, femeile exact. capul descoperit. Da, da. Ce catastrofă. Deci, femeile au ispitit pe, pe îngeri și după aceea, femeile, de fapt, au rolul principal. Și care este problema? Mi se pare că e interesant în, în, în Vechiul Testament sunt câteva aspecte istorice care e o interfață mitologică, au un foarte reale uh -huh. pe care orice antropolog recunoaște. Una este că trecerea de la matriarhat la patriarhat, care apare odată cu Revoluția Agrară și clar că patriarhatul este mult mai puternic într-o societate de păstori decât una de agricultori care era urbană. Prin... Deci uh -huh. societatea uh, agrară din Orientul Mijlociu era urbană. Uh -huh. Și urbanismul implică totdeauna alt gen de relații între sexe decât uh, Acum, deși acum, ca o, ca o da. mică paranteză, acum, și să da. nu-ți nu, nu ideea, se pare că um, ideea matriarhatului da. a fost supraaccentuată. Da, sunt corect, sunt în corec, ideologia da. comunistă. Da. Uh, istoricii, antropologii, și nu sunt foarte convinși cât de influență da. a fost această perioadă și dacă a fost cu adevărat o, o perioadă și doar... Dar nu... certe că a fost da. o perioadă egalitariană da. între sexe. Uh, a, asta da, asta da. Mai, da. Uh, lucru care vreau să-l accentuez este altul. Ce mi se pare interesant? În mod tradițional, în societățile uh, dinainte de Geneza, să zic, și rămâne încă în societățile din Extrem Orient, în societățile tribale, uh -huh. medicul este femeia. Uh -huh. Deci femeia este cea care cunoaște plante medicinale și leacuri și așa mai departe. Și din, din mamă în fică se transmit, cum e medicina chinezească, în care se transmit din mamă în fică. Uh -huh. Și uh, ce este interesant, că uh, în exotul sunt interzise uh, burunile de leac. Uh -huh. Să nu fie la tine nici, să nu asociate cu vrăjitoria. A, da. da, să nu fie așa. E, și e, e, în apocalipsele Enoch ni se spune că demon, mă rog, îngeri, că le au învățat pe femei uh -huh. plante medicinale. Uh -huh. Plantele medicinale sunt asociate cu vrăjitoria. Uh -huh. Și în, în legile levitice, cel care dădea diagnosticul bolii era preotul. Da. Și preotul de obicei nu recurge la plante medicinale, ci la exorcism. Nu există nicio uh, cu toate că noi cu care privim prin uh, reforma sanitară încercăm să vedem originea uh, tratamentului naturist undeva în Biblie. Turtaia de smăchine a pus să mm. peste zechea da. și așa mai departe. Dar de fapt uh, Veicul Testament este categoric împotriva uh, tratamentului naturale pentru că mai întâi uh, acele buruieni de leac sunt un blestem spinul și pe da. După aceea sunt oarecum asociate cu vrăjitoria și cu femeia uh -huh. și din potrivă bărbatul este cel acum care face și așa mai departe. Un alt aspect este că e clar că femeia este asociată cu o științifică în Apocalipsa lui Enoch uh -huh. și asta corespunde foarte bine cu rolul Evei uh -huh. în grădina Edenului. Femeia este curioasă și curiozitatea este un lucru rău. Deci înțelepciunea Vechiului uh, Testament din Eclesiastul nu are loc pentru curiozitate. Deci înțelepciunea implică o viață trăită în temere de Dumnezeu, dar curiozitatea de a înțelege lucrurile, cum funcționează, uh -huh. este condamnată chiar și în catea lui Iov. Poți să-ți explici puterea norului și mai departe. Femeia este curioasă să ia, să vadă cum e fructul, că uh -huh. e plăcut, că nu știu ce, să, să vadă cum e cu șarpele, cum nu știu ce. Femeia umblă prin grădină, uh -huh. pleacă de lângă soțul ei. Femeia e curioasă. Această curiozitate este contrarie eticii iudailor, și este contrară eticii protestante în ultimă instanță, în care investigația științifică sau filozofică este un viciu. În etica protestantă muncești și duci la biserică. Sii? Și în următor, în perioada victoriană, femeia este medicul familiei. Da, categoric. Dar interesant că femeia redevine medicul familiei mm -hmm. în perioada victoriană, mm -hmm. dar în general perioada victoriană nu este conștientă de acest caracter, mm -hmm. uh, uh, caracter să zic, vrăjitoresc. Da. Al, al medicinii de familie. Deși, totuși, rolul mamei în perioada victoriană era mai mult decât de a fi medicul familiei, chiar și da. educatorul familiei. Da. Trebuie să recunoaștem că tatăl nu se ocupa de educația da. copiilor, doar se ocupa de uh, subsistență și uh -huh. de alte uh, elemente. Dar mama e cea care îi educa, îi ajuta să uh -huh. dezvolte pe planul ăsta Intelectual atât cât uh, da. reușească. Nu ți se pare că în perioada victoriană, fiindcă am deschis subiectul, da. este o perioadă de transformare a teologiei creștine de către femei? Pentru că este foarte clar că veicul. Dacă luăm pe ele noi. Da, dacă ne uităm. se la, 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 la uh, influența femeilor în această perioadă. Da. Da? Începând de la profetism, da. până la mișcări de reformă, femeile da. au avut un uh, rol proeminent. Eu dau un exemplu. Prima florilor. Da. A florilor? Florilor. În Veicul Testament nu găsim nicio idee. Deci singura referință la flori este în Noul Testament, crinul. Mm. de Iisus, da. Deci, în vechi, nu se spune nici căr, că grădina Edenului era plină de flori, că Eva și Adam culegeau flori fără în grădina Edenului. Mm -hmm. uh, uh, estetica florilor este o estetică victoriană pe care a dezvoltat-o femeia femeia victoriană. Mm -hmm. Și, tu e remarcat un lucru foarte interesant. Bărbatul pleacă la lucru acum. Femeia este cea care stă mm -hmm. acasă. Femeia este, uh, Ellen White spune, mama ca educator. într vorba, mama nu era educator la Evrei. Da? noi re, re, regândim Vechiul Testament, văzând mame victoriene care își ducau copii învățau să citească din Biblie, dar nu este așa în Bă, mod tradițional bărbatul era educatorul și femeia avea treabă cu cititul și cu Biblia și cu Torah și așa mai departe. Deci noi menținem ideea că Isus a fost educat de Maria și a fost învățat să citească da. scririle lui și am făcut niște predici pe tema da, asta. Știu că, da. Dar am făcut-o pe Maria excepție în rândul ei. Uh -huh. Am făcut-o femeie extraordinară. Uh -huh. Uh -huh. Uh, acceptând pe că Isus a fost educat de Maria. Da. Uh -huh. uh, Acum, este posibil, să zic e. așa, dacă Isus este între două mari. Uh -huh. uh -huh. uh, Isus este clar o feminizare a iudaismului. Uh -huh. E foarte, foarte clar că uh, acum nu vreau să cad în conspirațiile de Ambron cu Da Vincii Da. dar anumite aspecte în Evanghelia după Ioan sunt destul de clar dubioase uh -huh. în, privința, uh, în privința rolului Mariei Magdalena, uh -huh. care apare și în Luca. Adică mă refer la faptul că Marta vine scandalizată că Maria stă între ucenici, deci pentru că Iisus și-a -și ucenicii, și clar că Maria a între ucenici conform tradiției iudaice, femeia nu merge să înveți la, la școala la școala rabinică. rabinică da. Aici, nu știu cum e în Londra, în Chicago avem foarte multe școli Shiva, de exemplu. Da, da. Și vezi, numai băieți intră în acolo. Exact. Femele da, femeile nu intră. Da, da. Deci au... Femeia ebraică o duce mai bine decât cea musulmană, este clar. Da? Să răsfață, să răsfață. Dar cert este că nu, nu are treabă cu Tora. Or, uh, Maria se așează între o ucenici, ceea ce apare elementul pe care Dan Braul speculează mai târziu. Și Marta este scandalizată că rolul este la să slujească. Ori Iisus o pe Marta, nu pe Maria. Uh -huh. Să interesant. da. Hai să trecem la un personaj pozitiv acum, bărbat, alt personaj pozitiv, da? Sau model pozitiv. Model pozitiv, da. 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 Este vorba despre Iosia, da? Deci, Iosia e mare reformator, ok? Da, asta e tot profilul. Profilul. Reforma lui este ceremonial într-un fie vorba, pentru că Ieremia nu e atât de entuziasmat de reforma lui, știi? Ieremia are un comentariu ai văzut Vicleana Iuda, s-a întors la mine, dar nu din toată inima. Uh -huh. da? Este clar o re reformă ceremonială. da. Uh -huh. Și la urmă, este, Iosui are o moarte foarte, foarte ciudată, știi? Suspectă. Foarte suspectă. Știi de ce? Mi-aduc aminte. În revista Cățavencu era o, odată o parodie a războiului între Daci Romani. Uh -huh. Și spune, comentează istoricul care parodiază. Fuscus a avut o moarte idiotă cu numai un actor de deris de una treia putea să aibă. <laughs> Și în, în filmul Daci, da. uh, Fuscus a fost da. jucat de, de un actor de deriz. Deci, uh, aici are o moarte foarte, foarte suspectă. Da. Era, să de-a dreptul, da? După toate aceste lucruri, după ce adres, eu să a casa domnului, mă rog, da. toată reforma, te aștept acum că domnul îi dă putere militară, că asta era promisiunea. Și prosperitate și viață. Și da, împăratul Egiptului s-a suit să lupte împotriva carchemișului pe Eufrat. Eu și-a ieșit înainte. Deci a să-i spună, ce am eu cu tine împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vinasă, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a într la ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte și aici, ca să nu fie niciun dubiu, ca să nu fie niciun dubiu, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu în cea mai bună egipteană, în cea mai pură egipteană din lume, a înaintat și a luptat în Valea Michidou. Nu numai că a, a făcut aceasta, Iosia și-a și schimbat hainele ca să înlăture Uh -huh. ca Robert de Anjou la Posada uh -huh. să-l posibil, posibilitatea de, de, de a fi reperat ca țintă. Și uh, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi luați-l că, că sunt greu rănit l-a dus în car și așa mai departe. A murit. Bun. Uh -huh. Deci o moarte stupidă. Da. Da? Uh, dar n-a de cuvintele lui Neco care veneau din gora Domnului. Nu se pare că răstoarnă tot acest etnocentrism centrat în jurul templului, noi suntem din templu, noi suntem poporul lui Dumnezeu, avem credința adevărată, să vine și Israel aici. Da, și -a ce venit? interesant? Și vreau, vine Neco cu mesajul la da, Dumnezeu și îl... Exact. Există raportul paralel din da. împărați. Da. Asta e din cronici. Da, din cronici. Da. E, împăratul, împăratul, raportul paralel din împărați, care se consideră că fie anterior, Da. Uh, nu mă absolut nimic despre neco. Așa este, da? Deci, pur și simplu, o moarte subită. Da. Și atunci te pui, pui întrebarea, o moarte subită, un accident al istoriei, o, o tragedie neînțeleasă. Da. Adică, autorul nu, nu îi dă voie cititorului ca să vadă uh, adevărata, uh, uh, să zic, adevăratul dezdodământ al lui Iosia. Iosia da. Adică, cumva, cumva acoperă faptele. Da? da? Adică, Iosia a murit la, la datorie, da. nu știm în ce prejurări. Nu ne da. interesează. Dar el a rămas până la, lume, până la sfârșit creștin Domnului. Da. Autorul cronicilor vine și nu e mulțumit cu această variantă oficială sau varianta clasică, mm -hmm. tradițională. Da. El Vrea să sape în adâncime, să vadă exact totuși Iosia, de ce a murit da. și cum a murit. Da. Zvonurile da. circulau. Investigație istorică. Exact, jurnalismul de investigație. Da. Uh, cu siguranță că se cunoștea uh, versiunea orală, da. da, dar scrisă, care era de fapt, da. cea mai influentă, nu se știe. Ci, au, și a știa exact și atunci a, a oferit explicația autentică a morții lui Iosia, ceea ce de fapt nu face decât să-l să coboare de pe Iosia de, Iosia, de pe Iosia, soclu. Da, da. Îl coboare de pe soclu, îl pune în rândul muritorilor și în ciuda performanțelor sale, spirituale, religioase, rituale da. sau ceremoniale, Iosia dă dovadă de cea mai absurdă reacție în fața uh, unui, uh, să zic așa, unui uh, moment de bun simț. Da. Era, nu era locul lui acolo uh -huh. uh, Neco a încercat să raționeze cu el A explicat motivele da. El nu avea nicio treabă, nu avea ce să cauți în zona respectivă da. uh, Am îngăduință cu tine Îți dau voie să te retragi da. Deci e clar că Dumnezeu încearcă să salveze pe Iosia prin Neco da. uh, Acum Neco este Porta vocea lui Dumnezeu și nu Iosia da. Nu no? era un profet în, în Iuda, să-i spune lui Iosia și Se pare că singurul profet disponibil la data aceea era Neco. Neco da? Neco, și da. aici, cum ai spus, Dumnezeu vorbește egipteană da, da, da. Dumnezeu vorbește egipteana, Dumnezeu vorbește și asiriană uh, asiriana, Dumnezeu vorbește toate limbile, nu? I-am rămas scandalizat. Dar nu preferă egipteana. Da, e, se da, una preferă Limba lui originală nu e egipteana? Da, e, și e posibil să fie și asta e, e, e foarte știi, interesant. Știi la, la, ce mă gândesc? Uite, aici câteva aspecte da. interesante. Da. Deci este foarte clar uh, că monoteismul între vine din două surse. Evrei și grecii. Uh -huh. Deci nu avem niciodată la faptul că monoteismul teologic, nu, nu cel religios și teologic. dar acesta cuvântul teologie. Uh -huh. Vine de la greci, da? Deci concepția noastră filozofică despre Dumnezeu, cauză primară, agent imobil, nu? Imobil, da. Imobil, da, omniprezent, omnipotent și așa, vine de la greci mai mult decât de la evrei. Problema este că dacă îl citim pe Plato, dacă îl citim bine pe Plato, Uh, realizăm foarte clar că monoteismul grecilor vine, de fapt, din Egipt. Uh -huh. Că de fiecare dată, ori Plato iau, ori Socrate, mă rog, ori iau un interviu unui ucenic al lui Pitagora, cum e în Timeus, uh -huh. dar că mergem mai departe și, și Solon, când a fost în Egipt, a vorbit cu un preot egiptean și i a uh -huh. spus și așa. Deci, întotdeauna ideea este că au luat din, din Egipt monoteismul. Și atunci până întrebarea, până întrebarea, nu cumva Dumnezeu a vorbit uh, pentru că Dumnezeu vorbește două limbi în Biblie, una este ebraica și alta e greacă. Uh -huh. Da? Și mi se pare normal. Sunt limbile monoteismului. Chiar și aramaica pe locuri. Chiar și aramaica, da. Aramaica este, să zic ca, ca o derivat din ebraică, da? Da? Este, da. Și, da. Aramaica este pentru ebraică, ce e greaca coine pentru greaca da, clasică. Da, mă rog, da. poate nu chiar atât de aproape, dar dar ceva oarecum absolut. Însă problema este că uh, greaca dacă greaca e limba lui Dumnezeu ca și ebraica, uh -huh. nu cumva, de fapt, limba originală e egipteană. Uh -huh. și, și de ce spun acest lucru? Ce mi se pare interesant. Prima problemă este că atunci când evrei ajung în Egipt, ei se închină unei zeități tribale. Unei zeități tribale de familie care este Iachme. Uh -huh. Cel care se închină creatorului cerului și pământului este Melchisedec. Nu este Avram, uh -huh. care e preot al Dumnezeului Celui Preanalt. Moise îi arată Dumnezeu și Moise îi spune că părinții voștri nu m-au cunoscut sub acest nume. Și numele ce nu este Iahweh este Eu sunt cel ce sunt. Care vreau să spun că este cea mai. dar nu cea mai este singura frază filozofică din tot Vechiul Testament. Da? Care. Singura frază care o poți băga în, în partea grecească a Bibliei, mm -hmm. nu cea ebraică. Mm -hmm. Eu sunt cel ce se mm -hmm. de că este formidabilă. Da? Mm -hmm. Deci eu. Te gândești la. Te la mm -hmm. Paul Tillich. Deci Dumnezeu nu există, Dumnezeu este baza oricărei existențe. Mm -hmm. Da? Deci eu sunt cel ce sunt. sunt. Există, derivată din nimic mm -hmm. altceva. Bun. Moise se are însă probleme să le vorbească evreilor. nu are probleme cu discute cu faraon. Mm -hmm. Da? care este că vorbirea lui este încălcită, uh -huh. el nu poate să comunice cu, cu evrei Erui. problema aceasta, odată că uh, probabil ori nu poate comunica teologia pe care a înțelegea bine la egipteni evreilor, ori Moise nu prea cunoaște bine limba ebraică, ceea ce e de așteptat. Uh -huh. Altă problemă este că este foarte clar că în Egipt a existat un cult secret monoteist. Da. Și aici mi se pare că Neco de fapt îi spune lui, lui Iosia, eu știu la cine te închinem, mă închin la același Dumnezeu. Uh -huh, okay? uh -huh. Nu e oficialie e între noi, uh -huh, acum, da? Uh -huh. Nu trebuie să știe preoții și ofițerii mei. Dar eu, de fapt, sunt închinător la același Dumnezeu, da? Deci, pentru asta am înțelegere față de tine. Da. Nu te pun cu babilonene cu acadere, da? Am înțelegere față de tine. Noi, de fapt, ne la același Dumnezeu. Uh -huh. Așa că ia-ți de aici, că nu vreau să te omor. Da. Pentru că eu vorbesc din partea același Dumnezeu. Uh, și noi uh, să a învățat toată știința egiptenilor, uh -huh. care nu prea fel altceva că teologie și ceva geometrie uh -huh, la data aceea. Uh, -huh, uh -huh. ceva știință ce putea să vețe, mă rog, cum să, în, cum să facă mâmii, probabil că nu era treaba da. lui. Însă originalul Moisei este dubioasă. Ca să vă spun sincer, uh, ideea e cu sută albă, cu coșulețul. Uh -huh. Și n-ar fi cu sută albă dacă n-ar fi de o mie de ani mai veche decât Moise. Istoria lui Sargon cu coșulețul pe Eufrat. Prea la ajunge la grădină, dar prea cu sută albă istoria lui, 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 lui Moise. Și Întrebarea este dacă monoteismul a fost egiptean, de fapt, uh -huh. cu toate problemele de limbă și dacă nu cumva monoteismul ca, ca, ca concepție filozofică, teologică, nu Dumnezeu tribal, Iahve, uh -huh. nu vine de fapt de la Egipte. Uh -huh. și, deci vreau să spun că e deschide aici o, o portiță, nu că a fost religia oficială, pentru că a fost încercat odată pe, pe vremea lui Tutankhamon de exemplu. Uh -huh. da? A fost încercat, a fost, se pare, asasinat Uh, și uh, sunt să un henoteiz. Nu? A, până la urmă, da, da. e un, da. uh... Acum nu știu dacă evreii erau chiar monoteizi. Nu, 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 nu. Henoteiști, evreii neșt. erau o erau henoteiște mare, pentru că, boste, că da. până la urmă chiar și exprimarea lui Dumnezeu din uh, porunci sau din da. alte formule de acest gen uh, indică ideea că de există mie. și alți Dumnezei, da. dar este în subordinea mea, da. eu sunt Dumnezeu suprem. Atunci da. ei să închineau acest zeu suprem, da. uh, li se cerea uh, loialitate maximă față da. de el și ignorarea celorlalte zile da. care sunt da. uh, inferioare. Care existau. Existau. Da. Dar neco, uh, aduce în discuție, de fapt, ideea de bază a comunicării și atunci da. îți dai seama că, de fapt, Dumnezeu este capabil și chiar da. începând în aceste momente destul de izolate da. cultural și uh, istoric, Dumnezeu este capabil să comunice cu orice popor și cu orice da. naționalitate. E, am șocat când da, da, pe YouTube auzi, am văzut... Pe, pe Iosia să învețe egipteanul? Da. Înseamnă că Dumnezeu comunică exact, și cu nenorocitul ăla. Exact. Dar Dumnezeu comunică evreului prin egiptean? Dar nu, nu, numai, pare asta, că... nu numai asta. Dar vreau să fac, să, zic, să, să aduc în discuție o idee și am văzut pe YouTube o, o, o mărturie da. foarte euforică a unei domnișoare care îi lui Dumnezeu că i-a lovit pe japonezi da. prin acel cutremur și tsunami. Da. Da. Și uh, ideea este în felul următor. Chiar nu e Dumnezeu capabil să vorbească japoneza? Da. E nevoie să folosească da. seisme, tsunami și da. fel de fel de alte manifestări teribile ale naturii uh -huh. ca să le comunice uh, un presupus da. adevăr? Da, da, da. da. Adică, vreau să spun că Dumnezeu e capabil să comunice, nu numai la, în sensul formal, în toate sensurile posibile. Dumnezeu nu este etnocentric, Dumnezeu nu este tribal, nu este național, nu este, să zic așa, statal, da. nu Dumnezeu este universal. Da. Indiferent cum îl percepem noi, dar Dumnezeu, ca pe care, într-un fel sau altul, încearcă Biblia să-l le, să le prezinte, e un Dumnezeu care este tuturor accesibil. Da, da, Vezi ce se întâmplă. Dacă ne întoarcem la epoca Păr victoriană, etnocentismul ebraic este transformat într-un război cultural. Noi și filistenii. În, în, în biserica advenție din România, fata care se machia se lua după filistence, da? S-a îmbrăcat ca o că se machiază ca o filisteancă, s-a crezut ca o filisteancă, s-a crezut o filisteancă, filistean, la nuntă ai masa filistenilor, masa izraeliților, netiații și mai departe. Chestia asta a, a etnocentrismul iudaic a fost transformată într-un... Uh, soi de etnocentrist cultural de fapt, nu național sau rasial. Uh, America, de exemplu, e un război cultural în America, însă, de fapt, acest război este uh, purtat pe modele de testamentare da. în, în continuare. Și uh, problema este că, dacă ar putea să mai ceva de la uh, episodul cu este că înculturația uh, noastră uh, anti anti-egipteană, pro israelită și așa mai departe, uh, ca o paranteză, care este țara cu cele mai mulți caucazieni circumciși. Să trebuie. Cred că colegii mei adventiști, cred că toți sunt circumciși. Cred că... Care sunt aici în America. Și uh, cred că toți sunt circumciși. Deci, probabil din cauza asta și țara cu cele mai multe probleme de sadomasochism și pedofilie și homosexualitate. Pentru că uh, mi se pare că este legătură de cele două. Însă, e clar că această identificare poate avem o altă discuție. A Americii cu Israel. Da. Acest a Americii ca noul, Israel, care este un Israel cultural și pe care noi am moștenit-o în America, în, în România. Și când m-am vindecat eu de ea, deci așa se noi suntem Israelul, ei sunt. M-am vindecat că dacă am ajuns în America. Uh -huh. Și am înțeles că frații mi a spus, oi fi tu Israel, dar hetit tu, în Israel. Uh -huh. Adică Israelul suntem noi. Uh -huh. Tu românul, de fapt. Nu ești Israelit pur sânge, ești Israelit uh, care a intrat în Izrael uh -huh. și a, a fost ca o, o trezire pentru mine, deci nu spun că dialogul a avut loc chiar așa, da, da, dar în, după 2 sau 3 ani de contact cu, cu biserica americană, cu o americană din Sud, am înțeles foarte bine că uh, izraeliții sunt de mai multe feluri și eu eram acum urie sau, mă rog, un, un oarecare prozelit uh -huh. în Izrael, uh -huh. ca român. Uh -huh. Dar cert este că cultural, modelul a fost foarte, foarte puternic uh, împrumutat și mi se pare că ideea lui este o formidabilă... Nu ne spune numai că Dumnezeu vorbește egipteană, ne spune și altceva, că s-ar putea ca să pierim ca denominațiune și ca mișcare din istorie dacă nu acceptăm că Dumnezeu vorbește egipteană. Uh -huh. Și dacă nu învățăm limba asta. Și dacă nu învățăm <gătă -i> da. Mulțumesc, Sorin, mulțumesc mult pentru discuție. Sper să, înainte de a pleca la Londra, sper să mai ne oferească să venea... Cătă plăcerea. Uh, mulțumesc. La revedere. <gătă -i>